Salut! Astăzi am achiziționat un nectarin. Eu nu sunt adeptul achiziționării pomilor din centrele comerciale pentru că imediat veți vedea de ce. Coletul rădăcinii este foarte mic, iar comercianții, producătorii din pepiniere, înfășoară rădăcinile cât mai strâns. Pentru ca acestea se ocupe un volum foarte mic. Înfășurându-le în acea pungă foarte mică, o parte din rădăcina pivotantă este distrusă, exact ca în acest chaos. Așa cum vedem în imagine, un segment mare din rădăcina pivotantă, un segment de 35-40 de cm, am fost nevoit să-l îndepărtez, pentru că era frânt. Odată cu îndepărtarea acestui segment avariat, se face și fasonarea celorlalte rădăcini, până ajungem în secțiunea albă a rădăcinii. Dacă rădăcina este albă, este viabilă. Dacă este gri sau maro, pomul este mort. Un alt aspect negativ pentru pomii din aceste. Pepiniere care își comercializează produsele prin uh, centrele comerciale, este faptul că pomii sunt scoși din pământ mult prea devreme. Suntem abia în data de 2 octombrie, și acești pomi au ajuns deja la vânzare în centrele comerciale. Ar fi trebuit să fie scoși începând cu data de 1 noiembrie. Dar comerțul dictează politica de vânzare. După ce am plantat pomul, îndepărtăm axul central, pentru că nu doresc o coroană prin, cu ax central, și toate creșterile verticale care au rămas de la aceste trei ramuri. Vreau să am o formă de vas, așa că tai tot ce este în surplus, tot ce crește vertical. Acest pom vedeți în etichetă de unde a fost produs și trimis spre comercializare. Axul central, partea care a fost îndepărtată, o putem păstra, înfășurat într-o hârtie în lada inferioară a frigiderului, acolo unde se păstrează legumele. În felul acesta, putem avea, pentru primăvară, o sursă de altoire. Aceste bețe, să le spunem, pot fi păstrate și constituie altoi buni în primăvară. După fiecare plantare, obligatoriu turnați minim 10 litri de apă pentru ca pomul să se hidrateze corespunzător. Acesta este nectarinul de astăzi. Vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!